Așa cum așteptam, am fost pus să fac o reclamație staff, lucru pe care l-am făcut într-un final și am primit un răspuns în care mi s-a spus să pun filmarea acolo. Ulterior am zis că este o filmare destul de lungă unde ar trebui să explic ceea ce s-a întâmplat și să arăt anumite secvențe și ar fi destul de nasol să stau să o editez, dar nu am mai stat să mă complic. Chiar dacă aș fi putut să fac treaba asta, nu am făcut-o din aroganță, nu am făcut-o din absolut niciun motiv, ci strict din simplu fapt că știam că acest videoclip va apărea pe YouTube, iar dacă fondatorii și high staff-ul decide că, bă, uite, da, acest admin a făcut o greșeală, poate să-l sancționeze în continuare și în aceeași ordine de idei pot să-mi ofere mie în jail, deși nu spun faptul că nu a fost și vina mea. Poate la final n-ar fi trebuit să-i spun ceea ce am spus, doar că atunci când vezi că nu ești omorât odată, ci de 3 ori, total degeaba, și acum eram și la intrarea din grup, am vrut să-mi dau masca jos, am vrut să fac tot doar ca să nu se întâmple absolut nimic, vine polițistul și trage în tine. Înțeleg că este un server de medium, înțeleg că este un server care nu este destinat hard roleplay-ului, dar totuși, parcă totul ar trebui să aibă o limită în așa fel încât să putem să trăim unul pe lângă celălalt, adică civil între mafiot și polițist, nu ne vedem, bam, am dat un glonț în cap, de ce, că ești pe grup, frate, zonă rău famată, sau de ce, frate, că este razie, nu știu, mi se pare eronat, cel puțin așa o văd eu și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Nu uitați să faceți și noi la acest videoclip 400 de like-uri dacă vă mai doriți să continuăm această serie și în aceeași unei de idei vă aștept cu un subscribe, like la acest videoclip și nu uitați că vă aștept pe grupul de Facebook pe care îl aveți în descrierea acestui videoclip. Hai, pup și vă las cu videoclipul în continuare. Pa! Coie, ce lag am. Doamne, știi cum te teleportezi? Mă, ce mișto e scanerul ăla. Yeah. Bă! Intră idiotul la mine. Hai, fugi. Bă! Mamă, ce... Te-am omorât și pe tine? Nu! Am murit. Frate, fac ăștia RDM. Să moară băieți. Mi-a spart și... am uitat în tot ăsta. Dă și mie, te rog frumos, revive, să plec și eu de aici. Era zi, bro. N-am știut de unde voiai să știu. Am trecut pe aici, l-am trecut, mai dat direct glonț în cap. N-am ce să fac, era zi. Dă-mi și mie, bro. Ivan, n-am luat băiatul. Etichet. Da, nu mai tageți în bogatii oșa aici, la becaul meu. Frate, nu am făcut absolut nimic. Am venit aici și mi-au dat glonț în cap. De unde ar fi trebuit să știu că era zi? La razi așa. Ar trebui să știu că tu ești valigumă. Da, ok, irrelevant că sunt valigumă sau nu, dar la razi să trage în toată lumea. Da. Nu l-am văzut. Dă-mi așa peste oameni că vrei. Da, vezi că, vezi că face troll. Vezi că face troll băiatul ăsta. Și peste noi. Dă-l la familia lui. Eram la 6.000. Aoleu, a venit domnul. Păi ăsta mă înjură în 10 limbi la ce are pe PC-ul ăla. Care domn? A venit un admin la mine la ce. Oh. Am făcut pe NBC-a eu de cam. Păi și ai ID-ul? Poți să mă miști. Bă! Mă, ce? Bă, coaie, pula mea, cât durează razia aia, mă, mâncați-și gura ta. Bă, și trage ca un rolac în tine, așa, coaie. Frate, ai bătut în cap. Am oprit că a făcut tichet și trage ca retardatul. Ce e, coaie? Băga-mea și pula în razia voastră să-mi bag. N-are, domne, nimic ca mână, e mâna goală, ați omorât. Stai cu spatele la mine. Stai cu spatele la mine. Stai cu spatele la mine. Îți iau mâna stângă, mâna dreaptă și te încătușez. Pe mine nu mă împușcă nimeni, stai liniștit. Maxim pe tine. 7, 8, 1, 6. A, ia să vedem. Ok, îți iau mâna stângă, mâna dreaptă și te descătușezi, iei în momentul ăsta mașina și pleci. Dar le iau și pe băiatul ăsta. Ai înțeles? Pleacă. Dar le iau și pe băiatul ăsta. Hai, pleacă. Vreau frumos. Mai repede. Pleacă mai repede sau ai glonț. Uite ce prost e, coie, ce ratat e. Doamne, ce reguli, coie, cred că razia ține la ăștia. Pleacă. Dă-te în pula mea de aici, cu aia, ce dracu ori fi regulile astea cu aia? Păi dracu, mi-au luat knuckle, ce o gură. Uză-l, Ferry, mă zic, knuckle buster.
Deci că voi iau mâna stângă, voi iau mâna dreaptă și vă încătușez. Și sunt sub pământ acum. Și m-a dat la mama dracu cu ei, m-a dat la permis auto. Aaaa, dă-te pula mea. Slash tichete. Ajutor. Ajutor. Doamne, coai. Fițer, proștii ai dracu să-ți fie. Vă iau mâna stângă, vă iau mâna dreaptă și vă leg la spate. Bro, am și o singură întrebare. Tu ești la razie? Nu. Și o razie cât ține? Depinde. Păi, hai să zic o chestie. A făcut cineva un tichet. Iar noi eram la intrare în grup și am tras pe dreapta. Nu era nimeni, nu tragea nimeni, noi n-am văzut pe nimeni. Era o mașină de poliție, dar n-avea nicio treabă. Da. Și, efectiv, așteptam să vină adminul la băiatul ăla la tichet. Și unul, un polițist, a început să ne împuște pe toți. Efectiv... Da. Ai cu ID? Da. Vrei neapărat sancțiune sau revive? Da, vreau și sancțiune. Vrei neapărat? Da. Vrei neapărat sancțiune? Da. N-are niciun chef ăsta. Mă întreabă și că vrei neapărat sancțiune? Da, cu aia, uite bă. Deci, am tras pe dreapta. Ne-am dat masca jos, tot ca să nu fie probleme și așa mai departe. Și am așteptat să vină adminul la noi, că era mai în spate. Să-și aude cum a zis că i-a venit adminul la tichet. După care, un polițist a ieșit, n-a zis mâinile sus, n-a zis... El trage efectiv în cine vede. Așa, așa să... La intrare în grup. Dacă era razia, are... Păi, deci atât de bine i-a făcut regulamentul ăsta încât dacă eu trec o pe acolo la... O razie și în viața reală este exact la fel. Dacă este o razie a unei poliții... Și ce ești așa arogant? Că nu înțeleg. Nu sunt arogant. Ce-i scos bășina astea din tine așa? Poftim? Zic, ce scoți bășinile astea din tine așa în vorbe? Cu limbajul ăsta? Dar ce limbaj? Ce-i cu limbajul ăsta la tine? Dar ce ți-am zis? Te-a afectat? Da. Da, văd. Da, m-a afectat. Văd, pe plângi un pic. Te plâng puțin? Da. Da, o să ai gel, să știi. O să am gel, nu? Mhm. Dacă eu te întreb pe tine și tu zici, vrei neapărat să... Vrei da, neapărat să-l sancționezi? Și după aia vorbești peste mine, ridici tonul așa și vorbești arogant. Păi, frate, faceți regulamentul ăla în așa fel încât nu trece unul are... Așa este și în viața reală. Unde, frate, tu nici măcar nu știi ce înseamnă razie în viața reală. Razia este de la anumite ore și până lângă faptul că razia este de la anumite ore, oricum o să-mi iau respawn 5 secunde, nu trage în cine vede și bate pe cine. Maxim îl pune pe burtă. Înțelegi? Te pune pe burtă, zice, stai pe... un regulament. Ăsta este regulament. E un regulament foarte slab, frate. Nedezvoltat, în care nu poți să înțelegi. Până mă la mă omoară, stau să-mi pierd 5 minute, ăla-și pierde tot ce are la el ca să ce? Cât vrea ăla să tragă noi. Fără niciun... N-ai mască, n-ai nimic și strage în tine, așa, că te-a văzut el. Uite, eram fix aici. Cum faci prima la stânga? Nu prima cum ar veni aici, următoarea la stânga. La 7, 4, 8, cred că e. Sincer, frate. Și eu ce fac? Stau cu cătușe și mai dai și Jillian. Hai mă, las-o, dă-mă în pula mea de treabă. Să știi că o să ai adunat 90 cu 150. Dă-mi, da, să mă în pula mea. Îți ești... adaug. Mai adaugi, nu? Mersi? Te dracu de papagal ce ești. Cum, ce că te... Cum să te comporți cu papagali ca ăștia, coai? Îmi dă pentru troll, coai. Doamne, coaie, ferească-mă, Dumnezeu! Aoleu, Doamne! Am ușor scură să văd, ce n-am amusit ce-o fi zis asta? Nu am în felul lui cum se comporta. Și jail-ul dat eronat. Bun. Hai că-ți acum. Cum să te... Și îmi dăm tot mie jail în condiția în care ăla ne omoară. Nici măcar nu vede o filmare, nici nimic și se răsește la mine. Și îți dai seama că te enervezi când vezi că ești omorât a patra oară, frate, pentru același motiv. Că vor polițiști și că au ei chef de fan și așa mai departe. Îți dai seama că te enervezi și când vezi că ăștia minul doare în pula și că sunt de la el, din poliție de acolo. Ce respect să am eu față de ăla și mai dă și pentru troll? Ce dracu troll am făcut eu, mă, frate? Că i-am zis că plânge? Asta e troll? E nebun la cap, ce are, e sărit. Dai puțin. Da, așa că-l chemiți. Să moară, băieți. Ce? Da, să-l chemiți pe stepsi.
Ok.